Dacă e marți, avem un polițist cu talent. Aveți grijă cum vă purtați, că omul a fost mascat la trupe speciale, dar acum ceva timp a descoperit că are o voce de aur. Mâinile sus! Mâinile sus! Bă, dar n-ascultă nimeni. Mâinile sus! Așa, toată lumea, mâinile sus. Bă, toată lumea, mâinile sus, că nu intră polițistul până nu puneți mâinile sus. Deci mâinile și în spate. Băi, hai mă, toată lumea, mâinile sus, că nu intră până pe cuvânt. Deci toată lumea, mâinile sus. Sus, 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 mâinile sus! Mâinile sus! Așa, pentru că intră în platou agent, șef adjunct, Raul Jipa! Ce faceți, domnul polițist? Foarte bine. Bine ați venit la noi la emisiune. Bine v-am găsit pe la voi pe la emisiune. Sunteți agent șef. Agent șef adjunct. Trei agent șef în momentul când am patru. Patru? Momentan sunt adjunctul unui agent șef. Am înțeles. Păi și când o să fii șeful tău? Când o să fiu șeful meu peste câțiva ani. Peste câțiva ani. Vor decide că mă vor... Că te descurci foarte bine, da, nu? Câți ani erau? Luna noiembrie fac 33. Mulți înainte. Mulțumesc. Și ești polițist de 12 ani. Polițist de 12 ani. La început am fost polițist de ordine publică, la fel cum sunt și acum. Da. Primii 2 ani. După care am dat examen și am făcut parte din trupele speciale ale Poliției Capitalei. Mascat. Mascat. Exact. Capul mic și fesul pe ochi. Exact așa. Și? Și după care acum 9 luni de zile, 10 luni, am simțit că trebuie să-mi reevaluez prioritățile. Dată fiind componența familiei mele, s-a mărit familia. Opa, plus, ești tătic acum? Da, bineînțeles. Sunt tătic de mai mult timp. Sunt tătic de 8 ani de zile. Mai am un băiețel. Rapid, te-ai mișcat repede. Da, și acum am o fetiță de 1 an și 9 luni. Deci băiatul cât are? 7 ani și 9 luni. Este o diferență de 6 ani. Aproape 8 ani băiatul și fetița, da, fetița 1 an și 9 luni. Da, bravo. Aproape 2 ani. Și am simțit că trebuie să fac pasul către ordinea publică, fiind, ca să zic așa, mai puțin riscantă decât serviciul de acțiuni speciale din care făceam parte. Adică de asta ai vrut practic să renunți la mascați, pentru că era un risc mai mare? Era un risc mai mare, trebuia să mă liniștesc oarecum. Am simțit în momentul că trebuie să mă liniștesc. Ați văzut ce s-a întâmplat și cu colegul nostru de la Suceava, da, cu Sfichi, cu Ciprian. Sabia cu... Deci da, simțeam nevoia să mă liniștesc. Da, plus că aici am ocazia să relaționez cu, și acum cu oamenii. La ordine publică, la secția 26 poliție, în sectorul 4. Săptămâna asta ai dat vreo amendă? Nu. Dar nu. Săptămâna trecută? Nu știu. Nu știu. Am o rugăminte la toți cei care îl cunoașteți pe domnul polițist Raul Jipa și ați luat vreo amendă, trimiteți-ne mail pe la măruțarunprotv.ro. Nu. Chiar pe această cale vreau să-mi salut toți colegii și conducerea secției 26 poliție care au făcut posibilă venirea mea aici la voi în platou. Am niște acum? Colegi, da, cu siguranță, se uită toți, chiar mă susțin și, da, și sunt niște colegi minunați, chiar mi-am ales această secție, am avut o intuiție extraordinară. Secția 26 oameni poliție, mișto acolo? Super, super oameni și conducere și colegi extraordinari. Colegi? Adică, colegi. Da, colegi. Și colegi, colegi avem câteva, nu sunt foarte multe colegi. Da, bineînțeles, orice Ciucă, colegă. Mergem la secția 26, bă, băiatule. Orice colegă de-a noastră din minister este frumoasă, nu? Corect. Tocmai de asta sunt polițiste. Perfect. Și practic tu ți-ai dat seama că vrei să mai faci încă ceva în viața ta, și anume să cânți. Exact. Pentru că tu ești pasionat de muzică. Da, cam prin 2006 mi-am descoperit, ca să zic așa, talentul ăsta. Cineva din școala de poliție din Câmpina m-a descoperit. Era un 2006. Concurs, în 2006, da. Era un concurs cultural artistic între detașamente. Eram 10 detașamente în școală și trebuia să ne întrecem între noi, care mai de care, pe muzică ușoară, pe muzică folk, pe teatru, pe... Și colegii mei, ca să zic așa, m-au cam înscris cu forța, pentru că ei mă auzeau cântând pe la dușuri, pe dimineața, pe la sectoare. Și te-au băgat cu forța. Și m-au înscris fără să știu, m-am dus acolo, am concurat, am luat solist muzică folk locul 2 și locul 1 solist muzică ușoară. Ce ai cântat? Mi-aduc aminte melodia Adio, a lui Gaz pe Foc. Da, Adio. Și melodia lui Lucian Viziru, am iertat-o deja. Era atunci da, cu... era adio, visul frumos s-a terminat, adio. Mamă, ce mi-a plăcut mie piesa asta. Super, super. Și asta nu m-a făcut să continui, pentru că aveam așa o... nu știu, mă... Dai făceam autocritică. Așa de artist, adică... Da?
Da, da, serios. Ah, super. Dar în unele fotografii, fără nicio chestie, acum în realitate îmi dau seama că nu, dar în unele fotografii semeni destul de mult și cu bobonete, cu bobi. Nu ți s-a mai zis? Mi s-a mai spus pentru că m-am îngreșat și s-a cu un pic de bărbiță, da, cam s-a acolo. S-a mai spus, în unele fotografii, da, serios, chiar semănai cu bobo. Da, și din 2006 nu am continuat cu muzica. Te s-a oprit cariera brusc. Da, pentru că am considerat că trebuie să-mi văd de începutul carierei în poliție, numai că în 2013 am participat la un concurs de talente. Am luat 3 de da, n-am mers mai departe, nu am putut să-mi explic nici ziua de azi de ce, însă nu am mers mai departe. Se mai întâmplă. Da, se mai întâmplă. Și la fel n-am făcut nimic în ceea ce privește muzica. Dar ai fost la un moment dat la karaoke. Da, când și la karaoke. La karaoke și au vrut niște oameni să te bage într-un taraf. Acel taraf, care se numește Taraful Barosanii din Domnești, cu ei cânt și în momentul de față, de 4 ani de zile. A, deci pe bune, deci tu cântai la un karaoke, oamenii te-au plăcut foarte tare. La o terasă, mi-a plăcut mie să cânt și m-am băgat și eu în seamă, dă și mie microfonul să cânt și eu. Și am cântat și șeful formației mele, șeful tarafului, mi-a spus dacă vreau să cânt, să fiu solistul lor de muzică ușoară în cadrul acelui taraf. Și uite că au trecut 4 ani de zile de atunci. Mai ales că e un taraf care am înțeles că este din Moș-Strămoș. Da, da, da. Adică... ei sunt din Străbun, se numesc Barosanii din Domnești, sunt din Domnești. Și deci tu cânti cu taraful Barosanii din Domnești. Exact. Da, de 4 ani de zile. Barosane. De 4 ani de zile asta fac. Sunt chiar ca o a doua mea familie, pentru că m-au adoptat, ca să zic așa, și au foarte mare încredere în mine. Gândește-te că atunci când am început cu ei știam doar 2 melodii pe de rost. Și acum am ajuns la un repertoriu destul de vast, ca să zic așa, și mi-au dat acea încredere de care eu aveam nevoie încă din 2006. Dar tu n-ai făcut cursuri de cant, n-ai făcut lecții nu, de cant? Nu, nu, n-am școală de muzică, n-am pregătire în acest sens. Eu cânt pentru că îmi place mie. Soția în momentul de față este în îngrijire copil. Dar ea cântă? Nu are. Se pricepe foarte bine să, în schimb, să aibă grijă de copil. Da, este o mamă extraordinară și pentru asta îi mulțumesc. Că... practic, tu ai 2 copii, unul din prima căsătorie. Da, și fetița din a doua căsătorie. Și fetița, din câte am observat, mă cam moștenește. Cântă? Da, cântă tot felul de... probabil și tu știi cântecelele cu Elefantul Cici și toate așa. Da, da. Le știe chiar la... ce le fredonează destul de... șoricelul ca pe perete? Aia nu știu, să-mi dai și mie versurile. Da. Bun, oameni buni, vreau să vă spun că el este... deci, stai să pun funcția exactă. Ofițer? Subofițer. Subofițer. Agent, da, agent, șef adjunct. Adjunct. Exact, Raul, secția 26. Secția București. 26, ordine publică. Perfect. Eu mă bucur că șefii tăi te-au lăsat pentru că presupun că i-ai întrebat, nu? Da, bineînțeles, bineînțeles. Le-am cerut acordul, s-au făcut niște documente în acest sens și chiar nu s-au opus. Adică... dar vreau să spun ceva, am găsit foarte mulți colegi de-ai tăi din poliție care au venit pe canapeaua asta cu diferite talente din toată țara au venit. Uite, data trecută a fost o colegă din poliție care a dansat dans contemporan. Băi, senzațională fata. Deci senzație. Deci cum a dansat, impecabil. Și mă bucur că oamenii pot să-i descopere pe polițiști și altfel, știi, pentru că de foarte multe ori lumea crede, băi, au uniformă, ei sunt doar așa, zbir, dau cu pumnul masă și atât. Suntem oameni, suntem oameni, dincolo de uniforma asta suntem și noi oameni, iubim, avem familie, avem tot felul de talente ascunse, adică gândește, eu cânt, sunt și pescar, îmi place să fac diverse lucruri, să mă plimb cu motocicleta, adică am o groază de pasiuni, numai că, nu știu, muzica și poliția pe mine m-au atras și nu pot să fac una fără cealaltă. Deci, nu are cum. Dar poliție fără muzică sau muzică fără poliție nu se poate. Nu merge, a? Nu, nu. Dar la un moment dat, cum te vezi peste câțiva ani? Făcând același lucru. Adică și poliție și muzică. Și poliție și muzică. Am o grămadă de colegi talentați și cu sprijinul Centrului Cultural al Ministerului de Interne plecăm la tot felul de spectacole prin țară. Chiar pe data de 7 noiembrie avem un spectacol la Alba Iulia cu ocazia zilei de 1 decembrie. Un spectacol care adună la oaltă toți colegii din Ministerul de Interne și jandarmi și pompieri și polițiști și suntem cu toți acolo. Am colegi extraordinar de talentați. Întrebare, unde se câștigă mai bine, în poliție sau la muzică? Nu pot să... n-am făcut așa o... la finalul lunii, când tragi linie. Zici, uite bă, atât am luat de la poliție, la atât am luat cu Barosanii lunii, de la Domnești. La finalul lunii de post sau o lună de nunți? La finalul lunii o lună de poliție cu concediu sau fără concediu? Nu, asta nu se... nu știu, n-am făcut niciodată așa ceva pentru că le fac cu pasiune. Da, pun foarte mult suflet în ceea ce la fac. La secțiile mai cânti? Seara, înainte de plecare acasă. Așa, știi cum e cu colegii, dacă mai stăm la o șuietă și așa, mai ia cântă, băi, Raul, ia zi, ia o știi pe aia, o știi pe aia. Băi, Raul, ești foarte simpatic și îmi place tare. Mulțumesc de tine. Și să știi că cu mare drag te mai așteptăm la emisiune. Sigur. Acum mergi să te schimbi. Da.
Acum te schimbi și vei cânta muzică grecească. Sigur că da, o melodie foarte dragă mie. Dar îți vine bine costumul ăsta, vine cu aceea, vine... Asta este, țin să uniforma, precizez, vine asta, bine uniforma. Da, asta este uniforma de stradă, nu este acea uniformă de reprezentare cu sacou. Cu... Nu, în asta am desfășurat eu activitatea. E chiar foarte deci asta mișto. Este uniforma de stradă. Trăiți. A polițistului. Trăiți! Dumneavoastră. Mâinile sus! Hop, mâinile sus! Imediat ne cântă Raul. Haide că e foarte simpatic, pe cuvântul meu. Abia aștept să-l văd aici în platou cântându-ne. Am revenit în direct, oameni buni, alături de noi este interpretul de muzică grecească, Raul. Să trăiți, domnul Raul, în timpul liber polițist, sau de fapt polițist și în timpul liber cântăreț. Da. Nici nu mai știu cum mai sunt. Da. Cânti grecește? Astăzi da. Am o melodie grecească a lui Nikos Vertis, da, care spune Telonameniosis. Da, stai este un pic. O poveste adică extraordinară. Rămâi lângă mine. Da, ceva de genul. Mai înțelegești, dai. Ai fost când a avut concert la Sala Palatului? Din păcate nu. N-ai fost. Nu. Eram de serviciu. Îți trebuie 2-3 farfurii să... Nu, cu pahare dacă ai. Câte îți trebuie? Vedem după emisiune. Perfect. Oameni buni, el este Raul, polițist de profesie. Raul Jipa, vă rog frumos, secția 26 de poliție din București. Dați televizoarele mai tare și, în general, să se dea televizoarele mai tare în toate secțiile de poliție din România, pentru că avem un polițist talentat. Iulica, dacă nu-ți merge play-ul ăla din prima, știi cât e amenda? Nici nu vreau să mă gândesc.
Pero no me dio sí, no me de prodo sí, pero no saco una mulet, vos me agapa. Pero no me dio sí, no me descodo sí, después de tenerlo sano, analizar y amar. Mulțumim mult, Raul, multă baftă și să știi că te mai așteptăm. Cu mare drag. Mulțumesc. Mulțumim mult pe Instagram, ai cont? Și pe Instagram și vă aștept și pe pagina oficială Raul Jipa Oficial. Vă aștept acolo cu un like, un share și ne auzim acolo. Și pe acolo. Instagram la fel, da? Sigur Raul că da. Jipa. Mulțumim Raul mult Jipa. De tot. Numai bine, baftă, felicitări. Mulțumesc. Foarte talentat.